Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ziceați că România nu se schimbă? Se schimbă. Mă rog, poate se schimbă lumea și România, asta e, trebuie să urmeze cursul, suntem trași în schimbare. De fapt, asta e, cred că noi nu suntem în avangarda schimbării, suntem la ariergardă. Practic, suntem și noi trași în noua lume. Oricât, dispar meserii multe din nomenclator oficial de meserii din țara noastră, alcătuit din Ministerul Muncii. Există un nomenclator oficial și vreau să vă spun câteva meserii care dispar. De exemplu, dispare meseria de inspector telegrame. Ce vremuri, într-o vreme se inspectau telegramele, scrisorile, convorbirile telefonice serios. Și acum se mai inspectează, înțeleg, dar telegrame dacă nu se mai trimit, nici se mai inspectează. Poate că se cheamă altfel, că eu nu cred că meseriașii ăștia au dispărut. Meseriașii ăștia nu, dimpotrivă. Mulți au ieșit la pensie de tineri și au continuat să mai inspecteze ce au mai putut și ei. Eu cred că asta ar putea fi dezvoltat în ceva reportaj. Ultimul inspector de telegrame din România și să-l găsești într-un cătun. El nu, că sunt mai mulți. Nu, are acord de confidențialitate, nu pot să vorbesc. Dispare meseria de șef vagon poștal, pentru că probabil întârzia mereu la serviciu. Dispare, știați că exista meseria de cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeone. Aici a dispărut o întreagă breaslă a acordeoniștilor, manufacturierilor de acordeoane, că a dispărut și ceruitorul de piastrine pentru acordioane. Piastrinele sunt butonelele mici, mici și foarte mici? Așa știu. Alea care sunt. Dar de ce are acordeonul, mă? Ai văzut câte butonele are acordeonul? Zici că e o orgă de biserică făcută mini. Păi cam asta e. Da? Practic. Cert e că nu prea se mai fabrică, vezi? Că de moment ce i-au trimis pe ăștia în șomaj. Știați că exista meseria de râșnitor smalț? Eu cred că am fost la niște dentiști care erau râșnitori de smalț. Eu parcă mi-aduc aminte. Râșnitor smalț. Trebuie să te duci la un decapsulator. Bun, hai să zicem. Deci iei smalțul și îl râșnești. Nu știm pentru ce. Dar ce faci cu smalțul râșnit? Smalțul de ce? Smalțul, nu știu, de lighean. De pe oală. Deci cine recuperează sau cine recupera smalțul de pe lighene? Ligheane. Dar de unde știi că era vorba de ligheane? Stai un pic. Păi, de care smalț? Poate de dinți? De pe dinți. Nu cred, Doamne ferește, nu, să nu ne gândim asta. Exista meseria de... De fapt, existau meseriile de decapsulator, descusutor, destrămător. Ce făcea un decapsulator? Practic, descapsulau. Destrămau și descoseau. Asta cu descoseau, descusutorii mai avem și noi. Carbonizator textile. Asta nu mi se pare... Fetița cu chibriturile. Da, practic îți trebuie câteva chibrituri și un loc și poți să carbonizezi textile. Ce pe mine mă intrigă la operatorul de mașini puitoare. Stai că mai avem. Avem pieptănătorul. Pieptănătorul de ce? Multă calviție, nu? Da. Că erau covoarele... Cred că e de bumbac. Da. Nu erau covoarele alea, nu pieptănai, cum se cheamă aia? Franjuri. Franjuri. Zdrobitor și uleiator textile. Oamenii aveau o grămadă de preocupări pe vremuri. Ce faci toată ziua? Când văd o textilă, o zdrobesc de nu se vede, după care îi dau cu ulei pe ea. Operator mașini puitoare. Ai ajuns la e-mail. Da. Ce făceau dumnezeu ăștia oare? Cine sunt puitorii? Nu știm. Asta e. Nu știu, niște mașini care făceau pui. Puitoare. Și pe urmă, iarăși, o întreagă, după acordioniști, sunt ăștia cu gogoașa de mătase, cu viermele de mătase, industria viermelui de mătase. Stai când eram mic, aveam la școală. Ai făcut vierul de mătase la școală? Da. Erau la școală vierul de mătase? Da, voi n-ați avut? Bă, da, am avut o lecție și au tot încercat să ne ducă în direcția aia, dar n-am reușit. Viermișorul? Da. Erau grăsunii, așa, nu? Și uite că toată industria lor a ajuns la apogeu. Da. Zice că pregătitorul de gogoși de mătase nu mai există. Da, fierbător. Deci, pe așa le prepară. Pregătitor, gogoși, mătase, fierbător. Da, păi fierbea, era cam cinic. Pregătitorul ăsta, că asta era meseria acum lui. Acum am aflat, serios? Da. Săracii viermișori fierbeau? Ei, da. Nu țineau prea mult, doar câteva și zile. Și cel mai tare era ăsta, înodătorul de fire de mătase naturală. Mă, tu îți dai seama ăla... Ce nervi avea? Să stai să înnozi fire și, de mătase. Avea și salariu mare. Mai aveam, serios, sigur. Astea sunt meserii care existau în nomenclatorul meserilor oficiale din România și dispar. Mai avem pâslitor și operator scămoșetor. Auzi la... Scămoșetorul pigulea scame manual. Tu ai lucrat în presa scrisă. Da. Ce înseamnă naftolator la imprimerie? Nu știu. Nu e de acolo din zona ta? Naftolatori, îmi pare rău. N-aveai niciun naftolator prin... Nu, naftolatori nu.
Am prins linotipiștii care erau cu totul altceva, calandriștii, așa, rotativiștii și, dar naftolator nu cunosc. Cred că a dispărut mai de mult, de-abia acum au scos-o formal din... Da. Și mai sunt niște meserii pentru care, adică, oare oamenii ăștia aveau vocație când voiau să facă colector și sortator păr? Ce vrei tu să te faci când o să fii mare, puștule? Îmi plăcea să selectez niște păr. Da. Mie îmi place să colectez păr și după aceea să-l sortez, tanti, dacă nu poate să-mi fac o carieră din asta. Uite, cineva s-a gândit că ar putea fi preparatorul lei copite. Băi, de copite. Deci eu nu știu, în primul rând nu înțeleg așa, la ce se folosea uleiul de copite? Nu vreau să știu cum se făcea. Uleiul era că... pentru copite sau din copite? Că aici, de copite, preparatorul ulei de... Ca ulei de floarea soarelui sau ca ulei de păr? A, deci nu era că se făcea din copite, ci asta era pentru întreb. Copite. Păi nu știu. S-ar putea să fie pentru copite, da. Era un ulei special pentru dacă copite. Dacă e vreun meseriaș pe frecvență preparatorul ulei de copite, dați-ne un mesaj și spuneți-ne pentru cine era uleiul. Practic, copitatele poate fac și ele cuticule, cum mai facem și noi. Da, și cum există ulei pentru anticuticule, există și ulei de copite anticuticule la copitate. Da. Și de ce acum nu se mai folosește? Ce, acum nu mai se mai fac cuticule? Păi s-o folosi, dar poate nu se mai fabrică la noi. Că acordeoane cred că se mai fac. Sau un sit, aia se fac acum mecanic, tot. Dar acum mă gândesc, deci dacă nu e ulei pentru copite, ci ulei din copite, la ce se folosea el și de ce nu se mai folosește? Era uleiul, uleiul de pește. Cred. Sper că nu. Sper că nu, da. Da. Și mai există, nu știm dacă, adică nu vrem să știm mai precis ce face, dar exista... Exista o meserie valorificator glande. Vă jur, valorificator glande. Bine. Cum le valorifica? Cum le valorifica? Bine, centre de colectare, cum valorificai glandele? Există mai multe meserii care au dispărut, dar doar la asta ne-am oprit noi în această dimineață. Uleiul de copite era folosit în industria pielăriei, ne scrie cineva, deci înseamnă că era făcut din copite. Și acum nu mai se mai folosește la piele. Pare că nu. Ulei din copite. Uite, pentru uns haine de piele. Poate era pentru, da, hainele alea de piele lucioase care nu se mai poartă, știi? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.